Spune și nouă ce s-a întâmplat. Deci în seara de 12 august am plecat împreună cu părinții mei și colega mea de muncă, de la locul meu de muncă, de la Corso Cafe, conducând mașina tatălui meu. În drumul spre casă, la ieșire din sat Petrești, un domn cu o mașină matriculată VN74 Lex a început să mă șicaneze în trafic în urma depășirii mele. Bănuiesc că a recunoscut mașina familiei și de aici a început șicanarea. M-a claxonat, mi-a dat flash-uri, a încercat să mă depășească. În momentul depășirii acestuia s-a oprit la jumătatea mașinii mele, încercând să tragă brusc stânga și astfel să mă scoată după partea carosabilă, în cel mai nefericit caz să mă arunce în șanț. Observând că nu m-am speriat și mi-am continuat drumul, reducând viteza la 30 km la oră, a intrat în spatele meu, s-a apropiat destul de mult de bara din spate, la fel, s-a apropiat atât de mult încât nu-i mai vedeam farurile mașinii, ținându-mă cu fază lungă. În momentul acela, tatăl fiind în dreapta, mi-a spus să măresc viteza până undeva la 60 km la oră și să-mi văd de drum. Am ajuns în sat, mi-am lăsat colega de muncă acasă, domnul fiind în continuare în spatele meu. Undeva la 5 minute s-a oprit în centrul satului, unde s-a găsit cu restul băieților care blocaseră sensul de mers, stând și consumând alcool. Am încercat să-i ocolesc, am luat o altă rută spre casă. La 10 minute după ce am intrat în casă, în locuință, au început să treacă cu viteză pe stradă, să pună frâne bruște, făceau întrecere. Tot domnul care ne urmărise anterior s-a oprit în direcția porții, strângându-l pe tatăl meu. În acest timp, văzând că n-a ieșit nimeni, s-au urcat și au continuat așa mica cursă între ei. În acest timp, eu sunând de două ori la 112 și spunându-mi că nu mă pot ajuta cu nimic, nu au mașini disponibile și întrebându-mă că ce treabă am eu la ora aia de vreau să mă plimb cu mașină. Am mai așteptat, spunându-mi că trebuie să aștept 20 de minute de oră, am mai așteptat 45 de minute, după care am făcut al treilea apel la 112, operatoarea fiind foarte agresivă cu mine și spunându-mi la fel că nu are ce să mă ajute. După aceste întâmplări, unul dintre participanții la acea cursă, fiind cel mai beat și sub influența alcoolului, a venit la domiciliul său, a intrat peste bunica lui în casă, i-a furat cheia de la duba mătușii și, văzând că ceilalți într-un fel se potoliseră, a încercat el să continue joaca. Acesta, fiindcă s-a speriat văzându-ne în drum, și-a abandonat mașina pe un câmp, s-a întors pe jos acasă și prietenul lui, Dima Alexandru, l-a ajutat să-și aducă duba înapoi acasă, dar pe o rută ocolitoare prin câmp să nu aibă martori.